Tema întâlnirii, așa cum o vedeți în spate, este una cu multiple semnificații naționale, patriotice, etnice și civice, concentrate în întrebarea ce înseamnă să fii un bun român și ce motive avem să fim mândri de obârșia noastră. Răspunsul la această întrebare are evident multe ramificații care țin de originea poporului român, de credința noastră, de limba străbună, de familia tradițională, dar și de modul nostru de a trăi, de mentalitățile noastre, de atitudinile și, într-un cuvânt, de spiritul nostru. Poporul român, așa cum știți cu toții, s-a format din daci și romani în primele secole după Hristos, ca popor romanic, cu o limbă neolatină, fiind încreștinat în secolele 1-3 de misionarii creștini, dintre care, evident, cel mai important este apostolul neamului, Sfântul Apostol Andrei. Alături de români au trăit pe aceste meleaguri greci, bulgari, sârbi, germani, evrei, unguri și multe naționalități. Dar a existat între ele o conviețuire pașnică bazată pe respect. O conviețuire multietnică, multiconfesională și multiculturală. Țara românilor este considerată ca o insulă latină într-o mare a țărilor slave, iar românii, ca urmași ai dacilor și colonialiștilor aduși de Traian după anul 106. Anul 1600 a însemnat pentru istoria românilor un an crucial prin unirea celor trei țări române. Atunci s-a format conștiința de neam a românilor. Cronicarul spunea foarte frumos: toți avem aceeași origine, aceeași limbă, aceeași religie și aceleași idealuri. Românii din toate generațiile au luptat pentru unire, dar acest deziderat s-a înfăptuit abia la 1 decembrie 1918, când s-a format România Mare. Românilor le-a fost dragă țara, poporul și libertatea, iar marii noștri voievozi au fost modele de mari români. Păi cum să nu fii mândru că ești urmașul lui Constantin Brâncoveanu, al lui Mircea cel Bătrân, al lui Ștefan cel Mare, al lui Mihai Vodă Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu și mulți, mulți, mulți alții. Cum să nu fii mândri de ce înaintași avem? Constantin Brâncoveanu a lăsat cel mai bun exemplu din istoria omenirii de ce înseamnă dragoste de țară și iubire față de credința ortodoxă.